am fost în fișierul lui Darius. Te rog, Darius, optim. A, 2,5x. Deci 2,5x. Minus 1,3 egal cu 1,2 plus 1,3. Cât este x, nu? Da. X egal cu semnul întrebare. Rezolvați ecuațiile. Așa, rezolvați ecuațiile. Hai să scriu și noi. Rezolvați ecuațiile. Eu am scris cerința. Așa. 2,5. De fapt, deci, scădem un 1,3. Deci 2,5, scădem un 1,3, eu zic să adunăm, ca să rămân numai ce x aici. Păi da, că se simplifică oricum 1,3. Ei, nu, că noi adunăm în ambii membri. Da? Deci, da. Darius, adunăm un 1,3 și în stânga, și în dreapta, da. Motivul este următorul, ca să scăpăm de da, minus. Da? Da. Eu asta vreau să scap de cei doi. Dar trebuie să simplifici. Deci, atenție, atenție, Darius. Poate să facem pași mai mărunți. Să facem întâi adunarea asta. Scriem din nou ieșiți. Da, acolo e 1,2x. Și aici e 1,2x? Păi nu mai ai spus. Păi, am zis. N-am auzit-o. S-au înregistrat. Da. Și de are dreptate, vom vă vedea. Bun, nu înțelegeam de ce era dat 1,2 plus 1,3. De-aia am zis, hai să o facem. Acum când are cu X, nu mai putem face operația asta. Ce să facem acum? Prima problemă. Adunăm 1,3. Adunăm 1,3. Și ea devine. Relația asta devine echivalentă cu 2,5x egal cu 1,2x plus 2,6. Foarte bine. Foarte bine. Dar să înțeleagă toată lumea. Deci 1,3 ăsta care e prezent și mi-a adăugat 1,3 și face 2,6, da? Bine, Darius. Ea și-a adunat. Deci 1,3 Ștefania și cu 1,3 care era prezent, 2,6. Și acum, echivalent, ce să facem acum ca să fie numai X-ul? Îl trecem pe 1,5 în față. Adică treci X-ul de o parte și da. Asta vrei să zici? Da. Scădem din ambii membri, că nu avem 1,2. Și scădem cu 1,2 din ambii membri și din stânga și din dreapta. Da? Deci scădem minus 1,2x. 1,2x. Și devine echivalent cu 2,5x care era minus ăsta care scădem, 1,2x, este egal cu, doar a rămas aici, 1,2 scăzut 1,2, face 0 aici, nu? Doar a rămas 2,6. Da, a rămas 2,6. Da. Și acum, 2,5 minus 1,2? Este egal cu 1,3. 1,3x. Da. Da? Deci apare echivalent cu ecuația 1,3x egal cu 2,6. X egal 2,6 împărțit la 1,2. X egal cu 2,6 supra, hai să scriem așa, sub formă de fracții, supra 1,3. Și egal mai departe. X egal cu 2. 1. Vă împărțirem. Cum? O secundă. Ca să putem face împărțirea, în ori de câte ori avem împărțitorul cu virgulă, da. Înmulțim cu cât? Și numărătorul și cu 10. Da, cu 10. Da? Deci egal cu 26 puțin 3. Vine 26 supra 13 și egal cu 2. Excelent.
Deci x-ul este egal cu 2. Mai departe. Hai să vedem următorul. Hai să vedem ce a fost aici, ca să facem, să învățăm din exercițiul ăsta. Care a fost strategia? Practic, în prima etapă, am căutat acest 1,3 să ajungă în partea dreaptă, el fiind cu minus, i-am adunat 1,3 ca să se anuleze, dar facem același lucru și în membru stâng și membru drept. Deci a ajuns 2,6, după care scădem pe 1,2x și din stânga și din dreapta. Din stânga a dispărut, numai, din dreapta a dispărut numai nimic, în stânga e 2,5 minus 1,2. Și alte ecuații. 53,1 x plus 0,25 egal cu 7,15 x plus 96,745. Tot la fel. Scădem 0,25. Corect. Scădem 0,25 și echivalent cu? 53. Hai să luăm și Ștefania să ne vorbească. 53,1 x egal cu 7,15. Minus 0,25, că așa facem acest lucru în ambii membri. Și acum operația asta să o facem. De o parte luăm 96,745 minus 0,25 și zicem 5, da, 14, 9, 2 din 6, 4, așa, 6, 9. 96,495. Și acum să scriem ce a devenit, ea echivalentă, 53, vorbește Darius, 53,1 x egal cu 7,15 x, da, plus 96, 495, da? Ce facem acum, Ștefania, din ambii membri? Scădem 7,15. Asta e, da? Scădem din ambii membri, minus 7,15 x. Echivalent, Dani vorbește. Echivalent cu 53,1 x minus 96,495. Echivalent cu? Echivalent. Să scădem, da? Adică din 53 deoparte, 53,1 scăzut, vorbește Stefania, 7,15. Așa. 5, atenție, 5 din 10, da? Și 0, 5 din 10, 5. 1 din 0 nu se poate, ne împrumutăm și 1 din 10, 9. 7 din 12, nu? 7 din 2, nu? 7 din 12, 5. Așa, 4. 45,95. Să vedem dacă am făcut corect, să nu fi greșit. Dar ai urmărit, nu? Da. Deci n-am greșit. Nu. Mai vedem o dată. 53,1. Am pus un 0 acolo pentru ca să fie aceeași număr de decimale. Minus 7,15. 5 din 10, 5. 1 din 0 din 9. Da. Poate. Așa că 10 din 9. Punem 2. 45,95. Corect. Deci iată ce avem în clipa asta. Avem că 45,95 este egal cu 96,495. Nu, da. X egal cu 96,495.
495. X egal 96,495 împărțit la 45,95. Mulțim cu 100. Ești obligat să cu 100. Da, de ce? Ca împărțitorul cu două decimale, da? Și vine 964. Nu. Unde ajunge virgula asta? După 9? 9,64. Da? Deci 9,649,5 supra 4,595. Și acum, ce să facem noi? Puteam să ducem virgula ca să ne scăpăm, mai puneam la dreapta și punem un 0 aici. Puteam să facem și așa, deci să fim mulțit cu 1000, da? Hai să facem așa ca să și punem aici. Și acum începem simplificările. Da? Ia să vedem pe cât se poate simplifica fracția aceea. 5. Prima dată prin 5, sigur că da. Da. Prin 5 și 10. Nu? Prin 5. Da, nu, dar i-am zis numărătorii cu 5 și 0. Nu, nu. De cauza că ultima cifră este 5 sau 0, ne permitem să spunem că simplificăm fracția prin 5. Da? Prin 5. Și atunci spunem 5 în 9. Hai, Darius. 5 în 9. O dată. Rămâne 4. 46. 5 în 46. 9, 5, 45. Rămâne 1. Și cu 4 pus lângă el. 14. De 2 ori. 5, 10. 49. 49 de 9 ori. 9, 5, 45. Iar 4, iar punem pe 5, iar 9. Da? Da. Și jos. Ia să vedem cât vine jos. 9. 9, 45 de 9 ori. 9 de 9 ori, nimic, 9 ori, 5 ori, 5 ori, 9, în 5 9 dată, rămâne 4, 9 și 0. Da? Ia să vedem dacă mai putem continua. Dacă se mai divide prin ceva. Asta avea prin 5 sau 0. 2, da? Da? 2 sau 2 sau 5. Dar sus nu vrea prin 2, nici prin 5. Deci asta pică. Prin 3 să vedem dacă ar veni. 9, 18, 19. Nu o să mai împarte. S-ar putea să fie ireductibilă fracția asta, da? Deci putem să o lăsăm așa. Asta este X-ul. Mai departe, ne să vedem la ce ajunge. Or 6,14 plus 6,14 plus 1,24 1,24 da egal cu 3,44 3,44 x da minus 8,16 8,16 asta ar fi, da? Da. Ecuația pe care doar scădem Să scădem 8,16. Aaa, vă numesc. 6,14 cu cea mic. Deci să scădem în 6,14. Îmi vine greu. Păi, 1,24x. Să scădem un 1,24x și din stânga și din dreapta. Mai întâi cu x să lămurim. De ce? De ce? Că 3,44x e mai mare. Da? Da. Față de 1,24x. Deci scădem pe cel mai mic. Așadar scădem 1,24x. Și devine. Și devine 6,14. Lăsăm, da? 6,14. Egal, că s-au dispărut. 2, 2, 0, 2, 20. Ați și făcut scăderea? Da. Deci 2, 4 din 4, 0, 2 din 4, 2, și 1 din 3, 2. 2,20, 2,2. Da. 2,2x,
n-am vrut să mai pun 0 acela. Da. Minus 8,16. Acum. Acum. 6,14. Nu-mi place. Un 8,16. Adunăm. Adunăm? Asta zic deci eu. Deci de ce că ai și scădere? Ca să rămâi fără ăla, da. Da, asta zic și eu. A, nu mai am niciun răspuns. Ai zis scădere. Tu s-a înregistrat. N-am niciun martor. Cum, mă? În data asta avem foarte mulți martori. Deci adunăm un 8,16. Și în stânga și în dreapta. Da? Și atunci devine ghișițiu. 6,14 plus 8 plus, băi, adunăm și în stânga și în dreapta. Plus 8,16 egal cu 2,2x. Echivalent cu? Hai să adunăm. 6 cu 4, 10. 1 și cu 1, 2, 3. 6 și 8, 14. 14,3, că n-ar vreau să zic, da? Egal cu 2,2x. De unde rezultă că x va fi egal cu? Așa, 14,3 supra, așa zice, da? Deci egal cu 14,3 împărțit la 2,2. Și cu o singură, nu? Mulțim cu 10 și numărătorul și numitor și face 143 supra 22. Și ia să vedem. Nu merge prin 2, că nu vrea la de sus. Prin 11, parcă prin 11, nu, cred că merge, nu? Va merge. 33. Ea merge. Deci, 11 în 14 merge o dată. 11, dedesubt rămâne 3, vine în 3, 3 ori. 13 supra, 22 în 11, supra 2. 13 pe 2, care face? Putem face împărțirea, 13 împărțirea la 2 și vine 2 în, 2 în 10 de 6. 6,5. Rămâne un 1, punem un 0 acolo și 10 împărțirea la 2, 5. Hai să mă vedem care se mai plăcut cel mai tare. Mai ne uităm o dată. Care a fost șmecheria? Numai tot timpul înainte autorul începea cu X-ul la început. Acum a început cu un număr. Și a pus cei cu X aici și cu urmă... În mijloc. Deci ne-au dat peste mână un pic, nu, nu eram obișnuiți. Și atunci, ce am făcut? Ne-am uitat la cei cu X și în stânga și în dreapta și pe cel mai mic îl scădem din ambii membri, ca să dispară ăla. După care, în etapa a doua, ne-am uitat... Aveam 6,14 și minus 8,16. Și ca să dispară de lângă X, adunăm pe ăsta. Că, de ce l-adunăm? Pentru că scăpăm de fapt de el. Că dacă, ca și mai zis, 2 minus 2, 5 minus 5, face 0, da? Fiindcă școala asta tâmpită din România, că nu pot să spun astfel, îi chină pe bieții copii până în clasa a 6-a, ca la 6 să le spună de semn la algebră. Plus cu minus, nu știu ce, nu știu cum. Și datorită acestui lucru, când aș putea ca încă din clasa a doua să fie învățați copiii și că există numere negative și că zicem datoria acolo și sfârșit gândim într-un fel, câtă vreme n-am posibilitatea să zic că trec dintr-un membru celălalt puțin schimbat, aceasta este anormal. N-am limbajul ăsta. Pentru că nu-mi dă voie informația de până acum. Trebuie să fac artificii de acestea când adun sau scad din ambii membri. Dar efectul este că se trece într-un membru celălalt cu semn schimbat. Asta este. Da. După un timp se rădăcinează chestia asta. Da, te rog. 15x. 15x. Minus 7,17. 7,17. Egal cu 5x. 5x. Plus 1,13. 1,13. Scădem 1,13 de acolo.
Ia să vedem, nu. Faceți o strategie. 15. Uite-te acolo. Scădem un 5x, scădeți tu 15 și 5. Da. Scădem pe cel mai mic din ambii membrii. Da. Și după ce o vedea ce mai facem, da? Deci scădem un 5x minus 5x din ambii membrii. Și echivalent cu Darius deodată. 15 minus 5 ăla face 10x. Egal, minus 7, ai spus bine 17, egal cu 1,13. 1,13, da? Nu, dar zic așa, separat. Nu, zice așa cum spun eu, că e bine. 1,13, nu 1,13. Nu, nu pricep nimic când dictez așa, 1,13. 1,13. Asta zic și eu. Bine. Acum... Nu cred. Adunăm. În minus aici, adunăm. Da? Adunăm în ambii membri un 7,17. Și echivalent. Dacă ar fi fost cu plus, scădeam în ambii membri. Da? Deci adunăm pe 7,17 și apare 10x, da. Este egal cu 1,13 adunat cu 7,17. Echivalent cu 10x egal cu, cât face? 8,3. Nu zic 30, 1,3. Așa pot zic 1,300, 1,3000. Pot zic, nu știu, dar n-are rost. 1,3. Și atunci X va fi egal cu, Darius? X egal cu 1,3. Supra? 10. Cât face 1,3 supra 10? 0,83. Că se mută virgula la stânga peste o cifră, da? 0,83. Și am aflat și x-ul de aici. Alte ecuații? 0,25 x minus 0,25. Stai. Am să scriu repede, ca voi să... Timpul vostru este până la 6 jumate. Da. Da? Așa știți. La 6, la 7 jumate. Da, mai aveți 10, 15 minute, ori și gata. 10. Asta deși pauză. Ia să vedem. 0,25x. Da. Minus 0,25. Da. Egal cu 0,2x. 0,2x. Minus 0,2. 0,2. Scădem 0,2. O, adunăm 0,2. 25. Scădem sau adunăm? Adunăm 0,25. Adunăm 0,025. Fiindcă amândoi sunt cu plus, scădem. Da? Da? Scădem, dar pe care? Întrebarea, între 0,25 și 0,2, pe cel mai mic trebuie 0, să scădem. 0,2 cel mai mic, da? Da? Deci scădem în 0,2. Așa, și vom avea. Da, da, da. 0,25. Da, 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 acum. Da, 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 Ștefania. Bine, bine. La revedere. Mama te așteaptă. Terminați, păi să-și da. De fapt, terminăm împreună, da? Da, bineînțeles. Așa, scădem 0,2 și atunci bine. 0,25x minus 0,2x egal cu minus, minus, trebuie să zic în continuare, da? Minus 0,25 egal cu minus ciudat. Rămâne minus acolo. Așa-l las. Minus 0,2.
Minus 0,2. N-am pățit niciodată, dar asta e situația. Și acum, 0,25 minus 0,2 face 0,05x. Da? 0,25x. Minus 0,25 egal cu minus 0,2. Și acum adunăm un 0,25, adunăm și în stânga și în dreapta 0,25 și urmează 0,05x este egal cu 0,25 ăsta care l-am adunat minus 0,2. Minus 0,2. Și apare 0,05x egal cu 0,25 minus 0,2 face 0,05. De un x va fi egal cu 0,05 supra 0,05. Și face 1. X egal cu 1 este soluția. La revedere! Mâine seara tot așa, domn profesor? Tot așa, de acum am băgat tot timpul așa. Mâine seara, da. Și opresc un pic.